Toți cei care au solicitat proteze sau diverse aparate medicale la Casa de Sănătate din Hunedoara le-au și primit. Vorbim despre oameni care au nevoie de astfel de aparate, iar investiția se ridică la numai puțin de 244.000 de lei. Potrivit unui comunicat remis presei, Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara a aprobat toate cererile pentru procurarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, aflate pe lista de așteptare până la data de 6 mai, inclusiv. Astfel au fost emise un număr de 265 de decizii de aprobare pentru procurarea de dispozitive medicale, în valoare totală de 244.000 de lei, după cum urmează: proteze auditive 97, proteze de membre superioare și inferioare 69, orteze 65, proteze externe de sân cu accesorii 13, cristalin artificial 11 și chiar și 10 benzi pentru incontinență urinară. Reprezentanții CSE Hunedoara spun că acum, după primirea deciziei, pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul sau unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie 1 și 2, soț sau soție, o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat, trebuie să se adreseze unuia dintre furnizorii menționați în lista atașată deciziei de aprobare transmisă de CSE Hunedoara. Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 30 de zile calendaristice, de la data emiterii acesteia de către CSE Hunedoara. De aceea, CJS Hunedoara face un apel la toate persoanele care au primit deciziile să se prezinte în cel mai scurt timp la unul dintre furnizorii menționați pe spatele deciziei pentru a-și ridica dispozitivul medical aprobat.